Din observațiile mele limitate, evident, am concluzionat că motivul pentru care foarte multe persoane nu reușesc să biruiască păcatul din viața lor se datorează faptului că aceste persoane se așteaptă la eliberări instante, la soluții rapide, la tehnici care să funcționeze imediat. Da? Ei acționează cu o mentalitate pragmatică. De aceea, mulți apelează la tot felul de profesioniști religioși care pretind că ar putea să le dea o soluție sau o cale a eliberării rapide. Astfel încât aceste persoane să nu trebuie să se lupte cu pofta, cu păcatul, cu ispitele, cu mrejele diavolului, cu atracțiile lumii și așa mai departe. Eu consider că în Scriptură nu există o astfel de abordare, deși Dumnezeu de foarte multe ori dă putere de a birui un păcat specific într-o perioadă scurtă de timp unor persoane sau chiar într-un eveniment punctual. Dar asta nu înseamnă că acesta este tiparul obișnuit prin care Dumnezeu lucrează universal cu toți creștinii în privința tuturor păcatelor cu care aceștia se luptă. Pavel spunea în Filipeni în capitolul 1 și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua lui Hristos. Vedeți, aici este o progresie, o creștere da? Dragostea voastră să crească tot mai mult. Cu cât îl iubești mai mult pe Hristos, cu atât vei avea mai multă putere, mai multă consecvență în lupta contra păcatului.